Stimați telespectatori, ce emisiune astăzi? Probabil, după ce o să vedeți așa într-un cadru mai larg, o să spuneți, iată, doi realizatori care de asta dată sunt împreună. Da, așa este, suntem împreună astăzi eu și invitatul meu de onoare. Stimați telespectatori, sunt personalități care dau viață oamenilor. Dar noi, în Iașul nostru drag, avem personalități care nu numai că dau viață oamenilor, dau viață și cinstesc totodată memoria înaintașilor, memoria locurilor, iar prin ceea ce fac dumnealor cu mâinile de aur, cu inteligența de care dispun, de sufletul mare pe care îl au, fac să aibă viață toate astea. Și noi suntem fericiți că avem lângă noi și printre noi asemenea personalități. Este bine să știm a le prețui. Este bine să știm a le iubi. Este bine ca domniile lor, la rândul lor, să știe că sunt prețuite, că sunt iubite și că pentru noi ceilalți au fost, sunt și vor fi mereu modele. Cred că deja v-am stârnit curiozitatea. Astăzi am bucuria, onoarea, dar și emoții mari să-l am invitat pe distinsul domnul profesor universitar dr. Eugen Târcoveanu, membru al Academiei de Științe Medicale. Domnule profesor, bună ziua! Salut, bună! Mulțumesc că m-ați invitat, mai ales că momentul este deosebit. De fapt, dumneavoastră dați viață Iașului autentic, acelui Iași pe care toți românii îl iubesc. Știți ce spunea Iorga? Că cine n-a venit la Iași și cine n-a văzut Iașul, n-ar trebui să fie român, să nu fi văzut Iașul. Așa este, domnul profesor. Dar ce s-ar face țara fără români? Da. Fără români ca dumneavoastră. Acum nu ne întoarcem complimentele, dar eu, sincer să vă spun, am și fost invitată a dumneavoastră de mai multe ori și de fiecare dată veneam cu emoție, pentru că știam cine sunteți și ce reprezentați pentru Iași, pentru viața culturală a Iașului și mai ales pentru viața medicală. Domnul profesor, iată că destinul a făcut să fim împreună la organizarea manifestărilor cu prilejul acestui mare eveniment, acestei sărbători naționale care, chiar dacă au trecut atâția ani, ea a rămas sărbătoarea cea mai iubită de români. De români, așa este. 24 ianuarie. Dumneavoastră v-ați dedicat viața, de fapt, pasiunea noastră de viață este familia Cus. A scris atâtea cărți frumoase și ați făcut atâtea expoziții, a spus Muzeul Unirii, este sufletul nostru acolo, ați reanimat, ați reînființat un muzeu frumos, Muzeul Municipal. Așa că... Domnul profesor, cred că e minunat în viață să ai mai multe ocazii, să ți se ofere mai multe șanse, pentru că în felul acesta poți, dacă e cazul, să demonstrezi că tot ceea ce ai făcut, ai făcut tu, capul tău, mâinile tale și că poți să faci în continuare. Și fiindcă mi-este atât de drag Iașul, Iașul cu toate monumentele lui, știți că fac acel simpozion de 21 de ani pe monumente istorice, anul acesta, iată, în octombrie, vor fi 22 de ani de când îl organizezi. Și menirea mea acum de la Muzeul Municipal Regina Maria din Iași m-a determinat să stau, să meditez, să reflectez și să spun, domnule, dar Iașul are mai multe monumente legate de acest act de la 24 ianuarie. Și poate că este bine din acest an să creem această sărbătoare pe locul unde a fost propus și Cuza la domnie, locul unde el
a fost ales în unanimitate, adică la Palatul Ocârmuirii, da? Da. În sala tronului, și reședința sa pe care a da. Avut-o la Iași, adică Muzeul Unirii. Da. Ce bucurie mai mare când v-am sunat și a spus că sunteți de acord. Acum, sincer, nu știu cum ați privit dumneavoastră atunci. Știți că noi de fiecare dată, pe 24 ianuarie și de fapt pe 5 ianuarie, noi începem, pentru că luna ianuarie pentru Societatea de Medici Naturaliști este foarte important. Da. Foarte, foarte important. Pentru că, deci, și vedeți, nimic nu e întâmplător în orașul ăsta. Da? Deci, anul ăsta, pe 11 ianuarie, se împlinesc 190 de ani de când s-a înființat această societate, care este prima societate medicală, științifică, nu numai din principatele, ci din sud-estul Europei. Pentru că niște oameni cu suflet, cum sunteți dumneavoastră, și care îi moșteniți de acum 190 de ani, s-au gândit să pună împreună niște bănuți, cum spuneți dumneavoastră, să cumpere niște reviste pentru medicii care lucrau la Spiridonie și care toți erau școliți în afară, la Paris. Ei erau, în general, erau de germanofili, mulți. Și cel care a venit, un mare medic, Iacob Cihac, da, care nici nu știa bine, dar s-a îndrăgostit atât de mult de Moldova, încât a fost adoptat de Moldova și el a adoptat această țară. A scris în limba română un tratat, deci el, neamț fiind, a scris în limba română primul tratat de istorie naturală din Principate, vă închipuiți dumneavoastră. Și a făcut o propagandă atât de mare a acestei societăți, încât marile personalități, cei mai mari, despre care și noi vorbim astăzi așa, cu plecăciune, au devenit membri de onoare acestei societăți. Ci cinste mare să ai așa o societate. Și vedeți că nimic, cum spuneam noi, întâmplător. Deci, în 1830 s-a înființat Cercul de Citire Medicală, nu era cumpărat această casă. Casa s-a cumpărat mai târziu cu 3.000 de galbi în 1840 și casa are o istorie extraordinară. Și dacă dumneavoastră vă puneți aici sufletul, sigur o să iasă ceva frumos și o să fie renovat așa la standardele dumneavoastră, care sunt de fapt standarde europene. Și ei au înființat în primul rând societatea ca un cer de citire medicală. Cărțile care le-au cumpărat ei cu banii lor. Au făcut prima bibliotecă medicală, este la Iași făcută, nici la București, nici la Cluj. Da? Mai târziu au înființat Muzeul de Istorie Naturală, fiindcă ei erau biologi ca formație și erau, aveau o vedere foarte largă. Au înființat, nu Antipa este primul muzeu de istorie naturală, este tot la Iași, tot în această clădire. Prima grădină botanică, tot în zona aia s-a făcut, că au fost vreo 6 variante. Dar, deci, casa aia este o casă binecuvântată de Dumnezeu și nu întâmplător, fiindcă și dumneavoastră vedeți cum se leagă, n-am vorbit împreună, da? Nu. Dumneavoastră lansați acum și a spus o carte, care se, o revistă a muzeului, care i-ați dat numele Regina Maria și tot așa, extraordinar de bine inspirat, da? Și ați numit-o Ion Neculce. Casa aia despre care noi facem vorbire astăzi este o veche casă a lui Neculce, deci de la Neculce ne tragem. Deci revista se cheamă Neculce, da? Da. Și istoria este, o să vorbim despre ea. Deci într-un final, membrii societății au cumpărat această casă cu 3.000 de galbeni. Atunci politicienii erau orientați către cultură, au sprijinit și chiar urmașii din cei care au cumpărat-o au dat-o cu un preț foarte mic, ca s-a costat mult mai mult. Și așa s-a înființat și trăiește și astăzi și acum. Uitați că domnul primar, să-i dea Dumnezeu sănătate, a reușit cu un proiect european să o pună pe picioare, să o reabilite, fiindcă casa aia are mai mult de 200 de ani, 250, 300 de ani, nu știu cât are. Sigur. Și este o casă făcută după, este arhitectură tipic moldovenească. Este foarte frumoasă. Eu astăzi m-am uitat în interior așa. Și ați văzut cum era. Este. Da? Numai cărămide și cărămide aia făcută cu bolțile alea. Cine mai face azi? Fără ciment, fără... Sigur. Și când m-am uitat astăzi și mi-a și venit în memorie o fotografie în care erau membrii societății și se vedeau aceste arcade frumoase, așa te uitai și zic, uite-le, aici sunt, ele trebuie puse în valoare, sigur că ce important este pregătirea dumneavoastră de monumente, știți? Da. Monumentele... Domnul profesor,
Acum eu vreau să vă spun un păcat al meu, știți? Da. Nu fac parte din categoria... Deci atunci când sunt lăudată, mă face ca nopți întregi să nu dorm, în astfel încât a onora cuvintele frumoase pe care le primesc. Fiindcă, de obicei... Vă spun din suflet, da, știți, că n-am... Adică dumneavoastră ați făcut niște chestii la care pentru mine au fost o surpriză așa de plăcută. Deci faptul că dumneavoastră ați dus un pui al Teiului Emescu la Viena, pentru mine asta m-a... Cum se cheamă? M-a terminat, știți? Da. Mi-aduc aminte când am fost împreună la un stejar aici lângă... Da, ce frumos ați vorbit. Deci, ce istoria? Istoria asta este foarte frumoasă, dar dacă oamenii de astăzi au rezonanța aia istorică de pe vremuri și știu să pună în valoare momentele alea care au fost unice. Deci, de fapt, în această clădire s-a născut România modernă. Da. Că sunt de acolo, așa, pe etape este... Da. De aceea Iașul trebuie să-și arate monumentele și importanța lor. Da. Sunt da. Puține orașe în țară care se pot lăuda cu faptul că cele mai mari evenimente, cele mai mari acte istorice din istoria neamului nostru sunt de la Iași și că încă mai avem case și palate prin care putem să arătăm. Da. Important este să fim mândri. Da. Eu vă spun că uneori, sigur, așa spune, că sunt prea pătimașă. Și trăim în trecut. Și mi-i spun toate. Asta este. Vai, ce bine mă simt în trecut. Ce bine mă simt exact, în trecut. Exact, exact. Și ce bine simt este. Atmosfera aia. Știi? Exact. Niște oameni, vedeți oamenii, deci asta cred că numai la iar se întâmplă. Deci, cel care a vândut casa, a vândut-o pe nimic pentru un lucru bun. Da. Vis-a-vis este palatul în care tot așa a fost donat ca să facă prima universitate. Vreau să mai văd și eu astăzi. Sigur, da? Anastasie Fătuș și-a dat casa și-a făcut Institutul Gregorian și cu banii lui a făcut prima grădină botanică. Da. Să văd eu lucrurile astea că se întâmplă azi. Da. Da, ce bine ar fi. Da. Și cum să ne le spui? Da. Știți ce se întâmplă, domnul profesor? Cred că ar trebui să le spunem mai mult, mai tare, mai des și să-i invităm. Că poate până la urmă, eu știu, sunt politicieni care au sufletul mai deschis, inima, mintea, totul așa, recepționează ceea ce noi tot vrem să facem. Sunt care poate recepționează mai greu, dar știți, noi trebuie să insistăm că de până la urmă vor înțelege că nu se poate. Să știți, domnul profesor, că asistam așa la o analiză în care se puneau niște întrebări așa, privind la starea noastră și să zic așa, starea nației, dar nimeni nu-și răspundea că de fapt toate pleacă de la cultură, de la educație. Da, așa este. Un popor educat nu-l manevrezi cum vrei. Nu-l manipulezi. Exact. Ori tocmai aici se alocă cei mai puțini bani și întotdeauna vine un cuvânt, două, trei și abia al patrulea auzi educație și cultură. Știți? Adică ceea ce este păcat, este mai mare. Ales pentru Iași. Sigur, mare păcat să ai asemenea. Că vedeți, legat de tot de unire la București, cred că Alexandru Ioncuza a fost ales unde este un hotel Concordia, care se demolează. Sigur că am așa o bucurie că noi am reușit, noi Iașu, oficialitățile au reușit să facă, fiindcă mă durea sufletul. Știți, când era 5 ianuarie și 24 ianuarie, noi care suntem cei mai așa, și profesor Ivan, care e mai mare ca mine, și care a moștenit pe profesorul Teodorovici, care era sufletul societății, eram o leacă geloși pe dumneavoastră că faceți la Muzeul Unirii atâtea așa. Și îmi spunea mie profesor, măi, hai să facem și noi, că de fapt să știi cum aici a fost ales, nu la Muzeul Unirii. Sigur. Domnul profesor, eu o respect așa de mult pe doamna, încât eu n-am curajul să mă duc la doamna să-i spun. Și uite-te că lucrurile s-au așezat în așa fel. Și s-au așezat încât iată foarte putem bine, dumneavoastră să facem. Ne ajutați pe noi să facem acest lucru. Este un lucru extraordinar. Trebuie spus, domnul profesor, să știți că eu simțeam de la Muzeul Unirii că marea majoritate a oamenilor care veneau și mulți când începeam să le prezint, nu știau că acolo a fost propus să fie ales scuza. Dar acolo a fost propus și ales
lasă în sala tronului. Da, atunci a fost o ședință preliminară și aia este extraordinar de frumoasă. Aia este, are atâta, atâta poveste, bine că fiecare de-a lungul timpului a spus în fel cu încuiatul ușii. Da. Eu am scris aici de la, știți, că există o carte a lui Bogdan, da. A lui Nea Bogdan, da. Și Bogdan, care are limbajul așa de plăcut, moldovenesc. Eu dacă l-aș povesti, nu cred că, vezi ce frumos spune. Că era în preajma alegerii, care trebuia să se facă în ziua de 5 ianuarie 1859. O mare parte din deputații ce urmau să aleagă pe domnitor se întruniseră cu două seri înainte, la trei ale lunii, în sala de ședință a Muzeului Istorico-Natural. Se făcură discuțiuni tumultoase, fiind propuși mulți candidați la domnie, între care Lascăr Catargii, Vasile Alexandrei, Costache Negri, Scarlat Roset, din partea liberalilor, iar pe de altă parte Mihai Sturza, fostul domn al Moldovei și unul din fiii săi, Grigore Sturza, care erau anti-unioniști. Toți membrii societății erau unioniști. Absolut toți. Asta este foarte interesant. Da. Târziu, pe la 11 noapte, Mihai Cogălnicianu, supărat că nu se poate hotărâ o majoritate asupra unei persoane agreate de toți, plecă acasă la el și după el voi răsplece mai mulți. Atunci însă, deputatul Pisoschi se puse în ușă și cu un pistol în mână amenință că se va sinucide acolo dacă deputații nu se vor înțelege în acea noapte pentru alegerea unei persoane căreia să se jure toți ai da voturile în ziua alegerii oficiale, spre a se evita mai ales reușita lui Sturza, care nu era agreat de niciunul din deputații tineri ai Moldovei. Da? După un răstimp, Pisoschi emise ideea de a se da la o parte toți candidații propuși, spre a nu jigni prea mult pe unii partizani în folosul altora și să aleagă de candidat pe colonelul Alexandru Iancus. Pronunțarea acestui nume, noaptea, în lipsa persoanei sale, deci el nu era de față, produse un efect neașteptat asupra întregii asistențe și în câteva clipe toți aprobară și se uniră în ideea de a se alege ca domn al Moldovei pe Cuza, ce era cunoscut de toată lumea ca un om de o perfectă onestitate și de o rară inteligență. Se făcu imediat o cercare prin votare cu bile secrete și este urna astăzi așa, a tuturor celor de față și se constată că 32 de membri ce erau în sală admiteau candidatura lui Cuza, renunțând la candidaturile fie personale, fie a favoriților lor. Faptul fu adus în aceeași noapte la cunoștința și a lui Cogălnicianu, care aprobă numai decât alegerea, și a lui Cuza, care fu uimit de o veste atât de negândită și neașteptată. Lumea locală, aflând apoi faptul petrecut în casa muzeului, cabinetul elefantului, a păstrat o vie amintire acestuia. Da? Da. Ce frumos spune Bogdan. Și parcă și vezi, da? Scena, e scenă de film asta. Nu Da. Păi cineva spunea acum de încă nu s-a turnat un film pe această temă. Da, nu-i târziu. În fine, nu este târziu niciodată. Da. Bine, un film cu aceste culise, cu aceste discuții, cu toate. Într-adevăr, să știți că Cuza a fost surprins de propunere. Acum sunt o parte din istorici care combat acea teorie că Cuza venea de nicăieri și că nu era. Cuza a fost foarte bine școlit, era un om parcă pregătit să fie pentru acest post. A fost a fost ora astrală a României acolo. Exact, da, și puterile străine au privit mai ușor așa numirea, au crezut că va fi bine, dar din păcate nu au știut că Alexandru Ioan Cuza este un român adevărat. Adevărat și un mare patriot. Sigur. Păi ce-a făcut Cuza în 7 ani? Da. Nu s-a făcut în țara asta niciodată, într-un termen atât de scurt. Astăzi mergeam și mă gândeam și am spus, Doamne, când se va mai naște un nou Cuza, ca să ostoiască tot ce se întâmplă acum în țară și să aibă, așa cum spunea Cogălnicianul lui Cuza, urechile astupate la lingușeală și minciună, Cogălnicianul lui Cuza îi spunea, așa, și purele deschise la adevăr, dar mai ales să nu-i uite pe cei mulți, să nu mai fie atâta discuție despre cei mulți și oropsiți de care mereu în fiecare zi auzim vorbindu-se pe toate canalele și că ar fi momentul să apară un Cuza care să facă liniște și să îi împace pe toți. La Muzeul de Științe Naturale, acolo, vestea de fapt, Cuza era la teatru. Da. Așa.
Însă sunt istorici care spun că nu este adevărat. Într-adevăr, la teatrul din Bogdan Cotro, are, cum se cheamă, are niște surse fantastice. Da. Ați văzut cartea lui Bogdan. Da. Totuși, vin și spun că Cuza atunci, știți, era un fel de ministru de război. El trebuia să asigure liniștea orașului. Erau taberele care... Da. Așa. Și spune că, așa cum era firea, nu cred că ar fi stat pasiv la teatru. Dar asta este încetățenit deja că era la teatru, fiindcă că acel teatru din Copou care a ars și avea la stal pe rândul locul 51, care așa avea eticheta acolo, stal Cuza. Da, fantastic. Ei, interesant este și vestea cum a aflat principesa. Ea dintr-o dată s-a speriat, ea a crescut... Da, s-a speriat, așa scrie și Bogdan. Da, s-a speriat pentru că ea a crescut așa într-o oarecare disciplină impusă de mama sa și își spune imediat, îi scrie o scrisoare, dacă se va descurca, de soarta a făcut așa ca să fiu doamnă, dar doamna țării, dar voi știu oare am ridicat la cerințele. Ce se mai întreabă azi? Ei, știți? Da. Știți? Și Elena Cuza. Sigur că da, iar pentru și model mine, de, da, pentru de mine ea rămâne prima doamna românilor de și fapt, pe cap că cei în spatele, știți ce se spune, în spatele unui bărbat puternic este o femeie și mai puternică, da. Și păcat că cei de la Vaslui las conacul de la Solești să se dărâme, să dispară. Așa, și în felul acesta dispare locul în care, casa, conacul în care s-a născut prima doamna românilor. Așa este, nu prima se doamnă. Poate, deci uitați cât de ușor privim noi niște lucruri. Eu cred că dacă dumneavoastră așa puneți o leacă din energie, o să faceți. Am încercat, a fost cam... Spuneți-mi, eu nu credeam că această casă, societatea se va repara. Eu nu cred. Vă spun sincer, cât m-am luptat eu să repar turnul de la Epitropie, care e un monument extraordinar. Sigur. Știți cât aș fi dat, dacă aș fi avut toți banii ăștia, îi dădeam ca să repare turnul la Epitropie. Eu sunt convinsă, domnul profesor, că atâta vreme cât se va restaura casa, și parcul acela va fi refăcut tot după documente, documente. Știți ce se întâmplă? Și se spune așa că în fața cuvintelor tunurile tac, știți, cam așa. Eu cred că în fața documentelor nu poate altcineva să facă altceva. Fiindcă tu i-arăți documentul. Știți foarte bine, uite cum era. Vrei să faceți altceva? Faceți, dar eu ăsta îl pun pe gard. Și îl vede toată lumea. Și nu cred că este onorant să fie altceva decât ceea ce este. Mai ales că și parcul are povestea lui. Da. Chiar mă suna cineva când a văzut că s-a pus acolo acea cabină pentru ingineri în curte. Da. Dintr-o dată s-au speriat și au spus, măi, eu sunt nu cumva să tai copacii de stejare aia care au 190 de ani. Nu cred că vă îndrăzni cineva, mai ales că e o istorie frumoasă a acelor loc și mai ales havuzul și toate cu istoria, cu pielea elefantului, cu tot ce este. Astea toate când se vor aduna, sunt convinsă că va veni imediat și adică vor fi obligați să bage și turnul de la Spiridonie în restaurare. Da. Nu se poate, adică nu mai poate să stea așa. Acolo a sus scrie limba turcă, prima sursă de apă, e semiluna sus care apăra, ce niciodată n-au prea ajuns să iei prea mult pe aici, dar n-au dărâmat Epitropia. Ce s-a întâmplat cu colț? Da. Și apropo de această societate, știți, istoria a fost oarecă cumva... Da, deci ea a fost înființată de medici, medicii erau biologi, aveau o cultură biologică. Deci de aceea ei s-au gândit să facă muzeul de istorie, Între timp, medicii s-au suspra și biologii și a fost o schismă, cum a fost și cu biserica, știți? Da. Deci medicii, eu gândesc biologic, adică când văd, spre exemplu, ce superbă este construcția omului, Eu nu văd opera finală. Văd cum a început în seria animală și cum a ajuns la asemenea perfecțiune la care nu te gândești, că este o operă dumnezeiască. Da. Știți? Așa și deci societatea a rămas cu
că și în perioada asta societății, vedeți, au fost mai multe perioade. Da. A fost și chiar Bogdan scrie prima perioadă de formațiune, o spun ei, care așa. A doua perioadă, care e foarte importantă, e de fapt perioada asta politică, istorică, în care membrii s-au angajat să în unirea principatelor. Da. Și scopul lor a fost să facă acest proiect extraordinar. Deci între timp ei au făcut sediul societății, au făcut abonamente, deci 1830. În 1833 se chema societatea de medici naturalist, la început se chema Cercul de Cetire Medical. Da. Așa, cu cărțile cumpărate și mai ales cu revistele, au făcut o bibliotecă medicală din prumut, pentru vremea aia, era extraordinar. Știți? Extraordinar. Să poți lua contact, să citești cu ce se întâmpla în Europa. Așa. Și foarte repede au făcut acest muzeu, care era al societății, proprietatea societății. Da. Cum muzeul l-au făcut? Tot așa prin donații. Și au făcut donații. Știți că Berzelius, spre exemplu, de care noi învățăm la chimie, paharul Berzelius, a fost membru de onoare. A fost la ea și... Și să vă citesc, spre exemplu, când Istrate, ce-o scris Istrate despre această societate și foarte frumos scris. Și Istrate a fost profesorul Constantin Istrate. Da. Nimic mai demn de respect, admirație și imitare decât năzuința plină de succes a celor oameni de seamăși și învățați care au sădit primul copac, primul copac, pentru a alcătui oasisul, scheletul științei în pustiul de cugetare și cultură care, grație timpurilor de grea încercare, acoperea frumoasa Moldova. Ce frumos, păi! Nașterea societății de medici naturaliști din Iași este prima scânteie ce a lucit pe orizontul întunecat al românilor, ce erau pe atunci ceva mai liber. Din brazda adâncă și roditoare făcută de această societate au născut Muzeul de Istorie Naturală, Academia și, în fine, Universitatea din Iași. A spune asta în 1887, când a fost primit membru. Deci, ca să fii membru, trebuia să te apropii toți ceilalți. Aveau statute. Doamne, vă închipuiți statutele societății făcute la 1833. Da. Când azi nu poți face o fundație, nu poți face statute ca lumea. Și oamenii aia au gândit așa de bine, statute care sunt valabile și astăzi. Funcționăm după acelea statute. Știu când a avut Institutul de Genealogie, de heraldică și genealogie, niște probleme și au trebuit să ducă la arhiva judecătoriei ca să-i găsească statutele. Ei, domnul Gorovei a făcut statutele după primele statute. Ce frumos! Cu un limbaj frumos, cu adresare frumoasă, semnăturile. Eu când le-am văzut, am început să tremur că era un adevărat document. Atingi istoria. Ei, iată că prin ceea ce a făcut domnul Gorovei, statutele actuale, dar după ideile de atunci, cu limbaj, cu forma de a scrie, cu toate, a transmis în timp. Observați? Deci, păcatul nostru este că rupem și uite cum mine de mâine începe omenirea. Nu este adevărat. Știți că poporul care nu își cinstește, nu știe istoria, riscă să rămână fără geografie. Exact. Știți? Asta e problema. Cea mare. Știți? Și apropo de societate, deci vedeți, bine o gândit, gândești acum. Așa de inteligenți erau oamenii ăștia. Deci au făcut o bibliotecă. Au făcut muzeul ăsta, care a devenit cel mai mare muzeu. Cu niște colecții de fluturi aduse din Africa, de peste tot. Lumia egipteană. Atât de multe lucruri au donat oamenii ăștia. Mineralogie. Deci erau niște oameni universali. Nu se ocupau numai de bucățica lor, de farmacie sau de medicină. Știau în primul rând biologie, știau discipline umaniste și... Domnul profesor, eu ceea ce îmi doresc ca și cetățean al Iașului, când intru, când voi intra să mă țină Dumnezeu sănătoasă, în acest muzeu, nu vreau să intru într-un muzeu nou. Deci vreau să intru în într-o atmosferă. Deci cine îl va organiza trebuie să se gândească foarte bine să redea atmosfera primului muzeu. Eu am și cerut și am rugat-o pe doamna profesor Baran să-mi dea niște imagini vechi, să vedem cum erau acele vitrine. Pentru că acele vitrine pot fi făcute cu materiale noi acum, dar tot în spiritul acela.
Da. Pentru că atunci când vizitatorul trece pragul, deja știe că a intrat în cel mai vechi muzeu. Da. Nu se vii în sticlă, în aluminiu, în tot felul de... Nu se poate să-l faci, să-i redai parfumul acela. Că atunci, fără ca să conștientizeze, vizitatorul intră dintr-o dată în atmosferă. Da. Știți? Trebuie, bineînțeles, acum oferă șansa să vii cu fel de fel de prezentări. Mai știu eu că mai poți pui o lumină, că mai pui o lunetă, că mai pui o lupă, că mai pui astea. Astea foarte bine gândite. Dar eu am văzut la Muzeul Municipal cum faceți dumneavoastră. Așa. Este oricum, deci fără sfaturile dumneavoastră noi nu facem absolut nicio mișcare și jos. Pentru că, vedeți dumneavoastră, deci întâi a fost spitalul, 1759. Da. 1830 a fost societatea, da? Academia Mihailean. Da. De-abia în 1879 s-a făcut facultatea de medicină. La 20 de ani după universitate, deși Cuza și Cogălnicianu au insistat la început că Iașu are nevoie și de medici, ai sufletului și ai trupului. Cu greu s-a născut și facut. Da. Tot oamenii ăștia au făcut. Da. Tot mâna asta de oameni care aveau niște idei măreți. Și vedeți cum s-a ajuns în timp. Deci au apărut universitatea, da? Deci 1830, 1859, 1860, 60, da? 1860. A apărut facultatea de biologie, dar nu biologia s-a ocupat de acest muzeu, ci de acest lucru s-a întâmplat în perioada comunistă. Comuniștii care au vrut să desfințeze societatea asta, știți? Au vrut să desfințeze. Și atunci era profesorul Rășcanu, care e academician, care îl salvase pe Dej de la închisoare. Și care avea mare trecere acolo. Mare trecere în perioada aia, deși el așa era, cum se cheamă, avea moșie, avea. Da. Era bogătaș, nu era un om sărman, da. Și cum a salvat el a făcut, se chema ASSM, Asociația Societăților de Științe Medicale. Da. Și atunci a băgat ca Iașu ca filială, dar fără să desfințeze societatea. Așa. Da. Ei n-aveau dreptul deci le-a confiscat tot. Da. N-aveau dreptul la funcționari prea mulți decât ei aveau doar un singur, era un soi de contabil care făcea pe toatele, făcea abonamente la reviste, iar partea de muzeu o dat-o la Facultatea de Biologie a Universității Cuza. Da. Și atunci s-a produs schizma. Da. Da? Așa. Au fost însă, în cadrul muzeului, niște oameni extraordinari de deștepți, directori. Da? Da. Și mi-aduc aminte, nu știu dacă l-a spus, domnul Mândru. Mândru, care a și scris o lucrare frumoasă. Păi Mândru era un om. Da. Da. Să-l odihnească Dumnezeu pe acolo. Așa. Da. Și au spus, domnule, au venit la noi. Eu eram... cred că era asistent sau asistent, nu știu ce mai era. Da? Și m-a impresionat pe mine ce deschidere avea acest biolog către medicină. Da. Eu acum înțeleg că medicii au fost fraieri, că și-au pierdut latura asta biologică, care de fapt e latura cea mai frumoasă a medicinii. Așa, dar că invers spre că biologii din ziua de azi nu știu medicină. Da. Poate doctorul înțeleg ceva biologie sau așa. Dacă n-am văzut omul ăsta care gândea ca... înaintea și am rămas să zic, domnule, uite-te ce înseamnă o minte superioară, un spirit enciclopedist. Și bineînțeles că muzeul era altă instituție, noi eram altă instituție, au început să se cărească, dar n-au reușit prea mult să facă scandal, dar după ce am primit libertatea, după 90, au început problemele. Da. Fiecare vroia să ia câte o cămăruță de la alălalt. A fost proces, știți, pe chestia asta. Niște oameni superiori, absolvenți de facultăți, de drept, că unii erau de drept, da? Deci, tu, profesor de drept, să vii să spui că muzeul este al universității, când muzeul a fost făcut înaintea universității, ce-i ou sau găină, da? Mi s-a părut o leacă așa straniu. Da. Și de aceea, eu aș vrea să ajung în perioada aia în care oamenii să înțeleagă, să știe că așa. Da. Spre exemplu, și cum ați făcut dumneavoastră la Muzeul Municipal. Da. Deci Muzeul Municipal este frumos, este luminat, este așa. Dar dacă lumea nu știe unde este, dumneavoastră a spus indicatoarele alea începând de la din Piața Unirii, știți? Lumea știe, eu mă duc după indicatoare ca să ajung acasă. Așa trebuie făcut și aici, trebuie să scrie. Prima societate medicală din țara asta. Exact. Da, trebuie pus în valoare lucrul ăsta. Sigur, și eu sunt convinsă că și prin lumini și prin tot ce este
ea va fi pusă în valoare, fiindcă da. Nu se poate, ne obligă istoria, ne obligă cei care au fost acolo. Dacă avem un gram de conștiință, atunci trebuie să ne privim în oglindă și să nu ne fie rușine de rușinea care am avea-o, că oricum poate cândva ne-am întâlnit cu ei prin alte sfere, știți? Da. Și de ce să ne crăpi obrazul de rușine? Și să nu mai ați făcut și voi ce v-ați făcut curat în casă la mine. Și nu mi-ați dărâmat soba. Știți că acolo e o sobă. Da, dar eu aș vrea să mai fie refăcută. Eu dar știți că este protejată? Da, am văzut. Ca și elefantul. Da, și am văzut câteva fotografii ale sobei, așa. Da. Sunt superbe, sunt extraordinare. Mai este una la Mircești. Știți că odată cu var, după ea nu trebuie dată cu var, dar trebuie făcută după cum era în epocă. Exact, după fotografii. Da, da, da. Că era o sobă de asta cu burlane, cu nu fornuri. Nu sunt cu niște coloane, așa coloane, frumoase, da, frumoase în față. Te uiți și eu chiar mă uitam la o fotografie și zic, Doamne, cum încălzea? Da. Și am zis, ei, o să mai stau, o să mă mai duc eu pe acolo. Era o cămăruță mică. Da, și cam așa cred că este și la frumoasa. Da. Cred că este așa și la frumoasa, nu știu din ce ai făcută cea de acolo, dar iată că puține, atâtea câte sunt, ele trebuie valorificate și prezentate. Da. Acum toată lumea vine repede cu sisteme de încălzire. Sistemele de încălzire, din punctul meu de vedere, ar trebui făcute ascunse. Să lași celui care vine ideea că de acolo te vine, da, de la soba aia mică. De acolo te încălzești, știți? Da, cam aici e arta de a face un muzeu, știți? Da, dar știți că o pun în pardoseală. Da, am văzut niște, ați văzut un șanț acolo care este și am trăit cu șanța asta, da? Așa, da. Da. Foarte interesant. Acum am experiența 11 ani de șantier, vă dați seama. Eu mă bucur așa de mult, știți, mă bucur că ați plecat la Muzeul Unirii, așa de mult mă bucur, știți. Da, că dacă puneți energie aici să faci un lucru extra. Am venit lângă dumneavoastră acolo, probabil. Ce frumos. Dar ce încântat este profesorul Ivan. Cum faceți acolo pe șantier? Da, pe șantier faci. Da. Și trebuie să spuneți chestia asta. Și toți trebuie să invităm toată lumea, deci pe 24 ianuarie la ora 12, la ora 12 când facem vernisajul expoziției acolo la... Pe șantier. Pe șantier, așa trebuie. În șantier, sigur că da. Și va trebui, domnule profesor, să facem mai multe manifestări acolo. Pentru că cine vrea să vină, acceptă acele condiții care nu sunt chiar atât de... Domnul profesor, mi-aduc aminte că când stăteam în șantier la Muzeul Unirii acolo, directorul, fie iertat, domnul Condurache, Val Condurache, îmi zice, mă, nu vrei tu să vii într-un palat curat, frumos, așa, extraordinar, sau un birou să-ți faci și tu acolo? Și zic, domnule director, dar aici e mai curat și mai frumos. Și abia după aia înțeles ce am vrut eu să spun. Știți? Deci aici în muzeul la Muzeul de Științe Naturale este curat, este frumos și mai ales oameni care gândesc foarte bine și care unindu-și energiile va da Iașului încă o perlă frumoasă. Încă o perlă frumoasă. Eu orașul, cum se cheamă, încântă ochiul, așa, de fiecare dată când vin seara la spital, noaptea, și când văd Muzeul Municipal așa de plin de lumină și de așa îmi creează o emoție pozitivă, știți, mă simt bine când văd așa ceva. Cred că de așa apucat să văd și, când societatea de medici naturaliști la fel ar fi. Nu vă faceți probleme, precis va fi și încă repede, așa, pentru am văzut că se mișcă bine. Da, și... Dar de fapt asta e a doua acțiune, ați făcut acolo acțiune. Am făcut simpozionul cu monumente istorice, am fost acolo cu monumente. Monument. Sigur că dar asta asta a fost ideea domnului primar, să nu cumva să eu fur, dar el m-a chemat și mi-a zis, și mi-a zis, doamne Echim, dar cum nu inclus și Muzeul de Științe Naturale în circuitul ăsta? Îl includ, domnule primar, imediat l-am inclus, așa. Și a intrat în vizită și acolo chiar aproape că nu se mai duceau duși, toți erau stupefiați de frumusețea acestor bolți interioare. Da, dezvolt, am văzut și bolțile. E ceva extraordinar, vă dați seama. Muzeul și-ar trebui, domnul profesor, făcute multe fotografii. Păstrăm, fotografii cu fiecare perioadă de restaurare. Facem, așa, trebuie făcute. După aceea, când ele sunt și rămân înainte de a fi tencuite,
cu toate sălile trebuie fotografiate, pe urmă vine tencuitul și după aceea tot așa, ca să fie niște etape și să păstreze. Da, e o idee bună, ce bine. Da, să se păstreze acolo imaginile. Să știți că așa, deci la noi la clinică, eu n-am fotografiat cum era înainte, știți? Da. Eu mi-aduc aminte și le spun la copiii ăștia care sunt acum, măi, știți cum era cu tare vecioză? Așa era, mă, nu știți prin de unde am plecat și unde am ajuns? Exact. Și vedeți ce frumos este, știți, noi am, cum fac oamenii mici, împart noi multe, fac niște pereți din lemn brumeguș, așa. Ați văzut ce sala aia? Sala de conferință a mea, a societății, este extraordinar de frumoasă, de frumoasă. De asta eu am spus trebuie... Și luminoasă, acum e luminoasă. Nu știu de ce, dar înainte nu era lumină. Nu era lumină, noi stăteam acolo tot timpul cu luminile aprinse. Eu am și văzut, sincer să vă spun, nu mi-am luat încă rolul dat prin decizia domnului primar de a mă ocupa din partea științifică, dar am să încerc să vin de acum mai des acolo, fiindcă eu am văzut că se închid niște geamuri, se deschid altele, trebuie de văzut trebuie dacă de văzut astea se fac erau sau nu erau și trebuie într-adevăr să nu se să nu se greșească și totuși inginerul care e acolo, așa e se poate vorbi cu el, nu e un om, astăzi, fiindcă noi am avut o problemă, pentru că fiind două instituții separate, noi aveam un grup sanitar al nostru. Da. Pentru că avem și orar diferit. Deci ei veneau cu școala cu copiii, stăteau până la ora 5, noi veneam după 5. Da. Și trebuia să folosim același. Da. Da. Domnul profesor de regie mi se face semne. Dumneavoastră a spus mâna așa providențială pe domnul profesor, împreună, deci trebuie să informăm și să vă rugăm, stimați telespectatori, haideți să sărbătorim frumos 24 ianuarie. În ce privește colaborarea dintre Muzeul Municipal Regina Maria, Primăria Municipiului Iași și Societatea de Medici și Naturaliști, așa ne-am dat mâna, încât pe 24 ianuarie la ora 11 în sala mare de conferințe a primăriei, sala Vasile Pogor, așa, va fi lansat buletinul, deci Ioan Neculce, buletinul Muzeului Municipal Regina Maria. De ce am ținut la această sărbătoare? Pentru și acum să fie lansat, pentru că el se lansează în cadrul Muzeului Municipal după 100 de ani. Muzeul Municipal Regina Maria, că asta este titulatura de acum, dar este continuator al primului muzeu municipal înființat de Gheorghe Ghibănescu și în octombrie va împlini 100 de ani. Iată de ce am vrut revista să o lansăm tot așa cu o sărbătoare națională. După care, la ora 12, așa cum ați auzit din discuțiile noastre, vom face vernisajul unei frumoase expoziții. Imaginile acelea, și se spune că o imagine fac cât 1000 de cuvinte. Sper că o să vă opriți să vă uitați la fiecare fotografie pusă acolo, fiindcă ea vă va spune multe de atunci, de demult, și poate că fiecare, meditând în fața lor, vom înțelege că suntem datori pentru vremurile astea și pentru cele ce va să vină. Și apoi, la ora 17, la Muzeul Municipal Regina Maria, în sala Gheorghe Ghibănescu, va avea loc un colocviu unde este invitat și domnul profesor cu o prelegere, unde vine și domnul Gheorghe Clivetei, domnul Dumitru Vitcu, domnul Cătălin Turluc și, bineînțeles, eu, anfitrioana acelui muzeu. Avem gânduri mari pentru anul care vine. Ați înțeles că și domnul profesor, ați înțeles dumneavoastră că eu am prins de când spunea că mi-e place să ascult fiecare cuvânt care îl spune cel care este invitatul meu și chiar cu prilejul la diferite manifestări, când spunea să înțelegem, deci spunea dintre medici și între naturaliști, și între biologi, așa, și că ar trebui cu toții să gândim cu sufletul și cu inima ca să putem să facem lucruri frumoase. Ei, închei cu ceea ce am început. Mă bucur că cetatea noastră, că Iașul nostru drag, are oameni minunați
care dă viață oamenilor, dar dau viață și așa fac să pulseze din punct de vedere cultural și spiritual orașul nostru drag. Domnul profesor, eu mă rog bunului Dumnezeu să vă dea sănătate, putere în continuare, să rămâneți cu același suflet extraordinar, pentru că vă spun eu, când dumneavoastră cu sufletul și când dați drumul la cuvinte din toată ființa dumneavoastră, noi cei care vă suntem în față nu avem decât a vă cinsti, a vă onora, iar prin faptele noastre să încercăm ca visele să devină realitate. Să dea Dumnezeu! La revedere, stimați telespectatori, și nu uitați că vă așteptăm alături de noi. Trăiască România, trăiască Unirea Principatelor, trăiască primul domn al românilor, Alexandru Ioan Guza. La revedere, stimați telespectatori!